declarațiile, urmărim și ne întoarcem la discuții. 4 ani pierduți din viața lor, 4 ani în care traficul este și mai rău, 4 ani în care poluarea a devenit și mai rea, 4 ani în care clădirile în care stau mii de bucureșteni și care pot să cadă sunt mai bătrâne cu 4 ani. Nicio îmbunătățire a problemelor structurale pe care Bucureștiul le are, dimpotrivă, Radetul în faliment și STB-ul nu e departe. Am venit acum 4 ani, ne-am dus în Consiliul General. În primul rând am dorit să colaborăm. Eram în opoziție, eram noi, vreau să colaborăm. Din păcate ne-am trezit cu o putere, firea PSD, care nu numai că nu vrea să colaboreze cu noi, în care deciziile în Consiliu erau stabilite dinainte și niciun argument nu conta și în care consilierii duceau o muncă până în instanță pentru a obține hârtii din primărie pe care primarul dispusese să nu li se dea. Dar am găsit o administrație locală care nu s-a înțeles nici cu propriul guvern, nici cu propriul parlament și a căutat pretexte pentru a-și, în toate aceste interacțiuni, a căutat pretexte pentru a justifica incompetența și nerealizările. Am venit acum 4 ani crezând că vom putea să facem ca în administrația locală să bazăm deciziile pe date, pe baze de date și astfel și noi și cetățenii să facem o administrație profesionistă a acestui oraș. Și am avut, vă spun sincer, am fost șocat la momentul acela, dar între timp mi-am dat seama că e definitoriu, replica asta este definitorie pentru administrația asta, când am replicat că trebuie să avem, să alocăm bani pe bază de studii de fezabilitate și nu pe bază de dorințe pentru Moș Crăciun, mi s-a spus că trebuie să credem în Moș Crăciun. Și cumva, repet, asta cred că este unul din motourile acestei administrații de care trebuie să scăpăm. În fine, am venit acum 4 ani din mijlocul cetățenilor și deschiși să discutăm și să colaborăm cu cetățenii și am găsit, din păcate, exact opusul. Am văzut oameni cărora pur și simplu, bucureșteni cărora pur și simplu li se interzice accesul la ședințele Consiliului General, deși legea spune că ei trebuie să aibă acces aici. Și am văzut un primar căruia e frică să interacționeze cu bucureștenii. Într-un mandat a avut o singură interacțiune, acum 2 ani, pe Arena Națională și am văzut ce s-a întâmplat. Și atunci preferă, pentru că e mai sigur, să vină cu mașina, cu poliția locală din voluntari până la primărie și să se ducă înapoi. Deci avem practic un primar care 4 ani de zile nu a locuit în acest oraș. Din fericire, o să avem niște alegeri locale peste 3 luni. Eu sunt optimist că bucureștenii vor înțelege bine ce s-a întâmplat în acești 4 ani. Sunt optimist că bucureștenii vor ști cum să scape de această administrație firea PSD. O invit acum pe Ana Ciceală să facă bilanțul pentru care, de fapt, am venit cu toții azi. Mulțumesc! Bună ziua! Spectatori, candidatul comun al